rețea de traficanții de organe umane a fost descoperită în Pakistan. Victimele, în special tineri și persoane vulnerabile, erau ademenite cu locuri de muncă bine plătite. Poliția pakistaneză a anunțat vineri faptul că a destructurat o rețea de trafic de organe umane, potrivit știrile Pro TV. Un tânăr de 14 ani, dar dispărut, a fost găsit după câteva săptămâni. În urma cercetărilor s-a descoperit faptul că acestuia i-a fost extirpat un rinichi. Traficanții ademeneau în special victime tinere și vulnerabile, le promiteau locuri de muncă bine plătite, apoi le foloseau pentru organe, în special rinichi. Un astfel de organ era vândut pentru sume de până la 900.000 de rupii, adică 3.600 de euro. Acestea erau duse în unități clandestine, unde aveau să urmeze transplanturile. Astfel de unități clandestine din Pakistan nu dispun în general de echipament medical și de experiența necesară pentru un transplant. Abia după ce am dat de urmă, am descoperit că în spatele dispariției băiatului se află o operațiune de trafic de organe. Băiatul ne-a spus că atunci când s-a trezit, lângă el era un arab pe o targă, așa că noi credem că majoritatea clienților sunt străini. El a precizat că 6 persoane au fost arestate. Nu pot fi decât recunoscător pentru că poliția l-a găsit la timp, a declarat tatăl băiatului. Poliția a declarat că nu i-a găsit încă pe medicii implicați în operațiune. În 2010, Pakistanul a interzis traficul de organe umane, care se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare, relatează știrdiaspora.ro.